Dragi colegi, suntem la începutul unui război destul de dificil, dar sunt convins că împreună vom reuși să câștigăm acest război. Trebuie să fim solidari, trebuie să fim calmi, trebuie să fim responsabili și să acționăm așa cum trebuie, să avem grijă atât de noi, cât și de pacienții noștri, ca boala și lucrurile să evolueze bine. Sunt convins că vă cunosc și sunt convins că aceste lucruri vor funcționa cum este cel mai bine în interesul pacienților noștri. Alături de noi este domnul dr. Vancea, colegul nostru, șeful de secție la Pneumologie 1. Este pregătit pentru pacienții COVID. Credem că în cursul zilei de mâine vor intra primii pacienți. Mesajul este că numai împreună putem face, da? Doar împreună și cu o activitate excepțională din partea cadrelor putem să facem față acestei provocări cu care, de fapt, n-am fost obișnuiți până acest moment. În perioada următoare vrem să nu ne vedem, dar pe viitor ne vedem în piața operei. Avem nevoie de voi. Să fim împreună. Noi suntem aici pentru voi și vrem să fiți și voi alături de noi. Donați și stați acasă. Asta este cel mai important acum. Tot ce puteți face pentru România este să stați acasă. Stați acasă, izolați-vă și de asemenea avem nevoie și de solidaritatea dumneavoastră în acțiunile noastre. Vă mulțumim. Vă rog frumos, stați în casă. Doar așa putem să stopăm infectarea în masă a populației. Stați acasă! Și sper și sunt convins că în anul 2021 ne vom întâlni la o bere și la un spectacol în Timișoara, capitală culturală europeană.